Salut, salut! Am postat mai multe înregistrări din păduri în Canada, în zona Columbiei Britanice. Toate sunt cam la fel. Deci nu-i mare lucru de văzut, dar dacă ești o persoană interesată în călătorii de astea pe munte sau în specialitatea asta ca pădurar, eu ți arăt aici ceva mai diferit de România. Asta este un copac care a fost atins de foc. Probabil că o stins pădurea cu ajutorul elicopterelor. E copac căzut mulți ani în urmă. Eu doar ți arăt vegetație din zona asta. E o zonă foarte sălbatică. Aici nu umblă omul, decât unii care se plictisesc acasă, nu mai găsesc nimic interesant pe Netflix sau pe internet și ori decis să se plimbe prin pădure. Și în afară de oameni mai sunt și animale. Sunt o grămadă de cărări de animale care merg zigzag prin pădurea asta. Nu pot să spun exact ce fel de animale. Știu că la un moment dat am venit seara târziu pe aici și adică era seara, era timp de iarnă, ceva în genul ăsta și probabil că era 6 seara și am văzut o turmă de căprioare cu țapul lor sau ce aveau ele acolo, adică le-am văzut umbrele și chiar după ce au trecut mirosea a bălegar, dar nu a bălegar de vacă, cum miroase bălegarul de vacă, era un miros de altfel de bălegar. Oricum, asta zic că umblă pe aici, prin zona asta. Mai sunt și urși din când în când. Acum am venit în pădure ca să fac niște fotografii pentru un fel de studiu. Un studiu nu al meu, ci pentru altcineva care studiază niște specii și am zis că dacă tot fac fotografiile pe care le-am făcut și sunt aici, să-ți arăt din zona asta a pădurilor care s-a atins de foc. Aici nu-s decât vreo 7 metri, așa că nu trebuie să strângi din fund pentru sănătatea mea, pentru siguranța mea. Da, copaci care sunt de ceva sute de ani și care sunt rămășițele unei păduri vei vechi. Asta cred că ține, nu? Deci, în principiu, ar trebui să fie destul de solid ca să mă țină și pe mine și pe aparatul ăsta de filmat cu care filmez acum. Când eram copil, făceam de astea. Și era interesant. Acum, ca și adult, pun în caz negativul, cum s-ar zice, durerea în față. Dacă se întâmplă ceva, dacă îmi rup chestii, dacă îmi intră chestiile alea în costă. Dar îți spun, aici, nu departe, este o mănăstire, ci că gagicile astea se roagă pentru toată lumea. Așa se crede. Acum, dacă eu nu postez chestia asta, înseamnă că rugăciunea lor pentru zona asta n-are efect, nu? Dar dacă vezi ce postez aici, înseamnă că ori am eu noroc, și cum zicea un neamț cu care vorbisem acum jumătate de oră, dacă nu e ziua aia să ne ducem, nu ne ducem. Orice facem noi, adică putem face accidente și trecem prin ceva durere, dar mai stăm pe aici. Și dacă îi să vină, poți să încerci multe chestii și tot vine. Vine în altă fel decât te aștepți, dar vine. Așa că ziua mea nu e astăzi și pe lângă filozofie, altă chestie legată de legile naturii. Șanțul ăsta de aici, așa, este un fel de, se numește în engleză swamp, un fel de mlăștiniș, dar acum e cam uscat,
Sunt țânțari, dar nu sunt așa de mulți ca atunci când îi ud, când îi e încărcat cu apă, cu mezeală în sol. M-au atacat un pic, dar nu încât să trebuiască să alerg pe aici prin bălăriile astea și să-mi rup gâtul. Așa că aici, la înălțime, se pare că nu vin țânțari deloc. Nu știu cum, dar nu cred că are treabă cu înălțimea. Ah, l-am auzit, înseamnă că au venit. Odată ce m-au detectat, dacă mă detectează, păi vin. Și nici nu vreau să mă grăbesc să alerg în partea aia, dar zic așa că este măștiniș și aici mai este o bandă de măștiniș și una similară dincolo. Și vorbeam cu meseriașul ăsta, cu expertul ăsta în știința solului și zicem, dacă vine omul și intervine și clădește ceva și alterează chestia asta de aici, da, omul are influență, are un impact, dar odată ce se oprește omul din acțiunea asta, natura face healing, adică, cum se numește, vindecă buba. Omul face o zgârietură pe suprafața pământului aici și construiește cabane, construiește clădiri. Când se duce omul, nu mai este bubă făcută de om. Sau omul, cum să zic eu, nu menține buba, rana, nu menține. Și ce se întâmplă? Pământul, natura, pădurea se vindecă și acoperă rana și poate rămâne o zgârietură, o zgaibă unde a făcut omul activitățile lui, cum sunt mine, cum sunt, eu știu, orașe vechi, sate vechi, dar după o vreme și buba aia, și mina, gaura de la mină, se mai surupă pământul sau intrarea și nici nu mai vezi. Deci acolo s-au acoperit. Poate înăuntru mai este o zgretură mică, o zgrepsătură de asta în interiorul pământului, care și aia după 100, 1000 de ani, dar la vârsta pământului, aia n-are o secundă, o microsecundă la vârsta pământului. Și gaura aia, tunelul ăla făcut la suprafața, în scoarța pământului, făcut de oameni așa ca niște râme, se vindecă, se duce. Și nu se mai vede. La fel și orașe vechi. Pentru noi, 2000 de ani de când au venit romanii, ce mult e, 2000 de ani. Și mai avem aici, mai avem rămășițele unor orașe și construcții romane. Poate într-o altă microsecundă din istoria Pământului, totul o să dispară și nu o să mai rămâne niciun semn de zgaibe. Zgaibe pe care le-au lăsat oamenii în activitatea lor. Ca și cum ai niște purici pe piele și te mănâncă și îți lasă niște roșați acolo și niște mici punctișoare unde ți-o pișcat. E, după ce ai terminat de purici, ai scăpat de ei, ai dat jos, ai curățat sau corpul a început să se lupte, ce se întâmplă? Corpul repară totul și nici peste câteva zile sau poate săptămâni nu mai vezi absolut nici o urmă de pișcătură de purice. Înțelegi? Cât ești tu de mare și de puternic sau de important la servici sau câtă glorie ai făcut când ai ajuns acolo, pe vârful piramidei, în scara asta a industriei în care lucrez, nu o să se mai vadă urma în, eu știu, 10-20 de ani. Și dacă ai făcut niște urme și ai alterat, să zicem, niște sate de băștinași în Canada, și ai dat ordine să se facă niște mine undeva prin Peru, prin junga amazoniană, ca să scoți de acolo aur și ceva care îți dă glorie, alea se duc. Se duc. Doare cât trăiește sufletul nostru. Se crede că sufletul nostru are viață infinită. Și zgârieturile care le facem noi la comanda sufletului, sufletul care comandă trupul și intelectul, și facem mici zgârieturi, mici zgaibe în locul ăsta care este natural. Cât
câtă influență are ceea ce faci tu cu sufletul aici, în microsecunda asta. Am dat așa o mică filozofie, că am zis că dacă tot mă plictisesc cât n-am de vizionat nimic aici, așa în sălbăticie, n-am internet, am zis hai să mai dau și la alții să filozofeze. Oricum, câteodată sunt sarcastic și nu toată lumea gustă sarcasmul, dar te las cu câteva imagini de-astea de junglă canadiană și după aia mă duc la treburile mele. Am de condus încă vreo 100 și ceva de kilometri până acasă și mâine din nou la treabă, la birou, la chestii. Altă zi, altă aventură. Vorbim, bye bye!